Vernisaj neconvențional la Muzeul Țăranului Român din capitală. Intitulată Experimetru, expoziția prezintă trei experimente elaborate în afara perimetrului cotidian de către trei personalități contemporane în domeniul arhitecturii, al restaurării și al artelor plastice. Matei Luca Stoian, Grațiela Stoian și Nicolae Stoian. Preocupați de găsirea unor noi mijloace de expresie, artiștii mizează cu succes în lucrările lor pe vizual și pe percepția senzorială. Exprimă trei direcții diferite, dar în același timp unitare, trei viziuni, trei materialități, trei direcții, că de fapt asta este un trio, experimentul în afara perimetrelor. Este o idee pornită de la un stil fovist sau îmbinat cu cel expresionist. Întotdeauna mi-au plăcut culorile vii, au dat o vitalitate compozițiilor. Inspirația a venit pe o tradiție, pe o școală a picturii românești. Suntem prezent în una din cele mai valoroase clădiri istorice ale Bucureștiului, arhitecturii românești. Cuvinte de laudă pentru această expoziție inedită a avut și reputatul academician Răzvan Teodorescu. Ceea ce îmi place foarte mult este aici, acum, ideea de echipă dintre părinți și fiu, de bun gust, de înaltă cultură vizuală. Proiectul artistic, ce a fost itinerat în galeriile de artă private din mari orașe ale Europei, Roma, Copenhaga, Stockholm, Mainz, Luxemburg și Viena, va fi deschis și în București, în perioada 20 iulie-15 august.